O femeie a făcut descoperirea vieții ei atunci când își ajuta bunica să își curețe frigiderul. Aceasta a dat peste o grămadă de alimente congelate de aproximativ 50 de ani. Ce a aflat aceasta după ce s-a decongelat alimentul? Frigiderul cu congelator este o invenție a lumii moderne și a ușurat în mod semnificativ viețile oamenilor, dar și risipa alimentară. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să descopere tot felul de metode menite să-i ajute să păstreze mâncarea pe un termen cât mai lung. Există varianta îngropării în zăpadă, fie cea în care se realizau gropi în pământ, pentru a folosi răcoarea solului. Acum însă lucrurile sunt ceva mai simple, fiindcă avem frigidere și congelatoare care se potrivesc pe gustul și nevoia oricui. Era o zi obișnuită pentru Nelly, o femeie din Statele Unite ale Americii. Aceasta a decis să facă puțină curățenie în frigiderul bunicii soțului său, iar atunci a dat peste o mâncare congelată în urmă cu aproximativ 50 de ani. Nelly a decongelat mâncarea, care se afla în frigiderul bunicii încă din anul 1972, iar șocul cel mai mare acum a fost. În timp ce scotea pachetele vechi din congelator, aceasta a găsit produse de acum aproximativ 50 de ani. Practic, bătrâna avea în congelatorul său mâncare pusă la păstrat în anul 1972, iar asta nu este tot. Prin intermediul unor clipuri video postate pe pagina sa de TikTok, americanca a arătat peste ce alte lucruri a mai dat în congelator, dar și ce a descoperit după ce a lăsat la congelat unele dintre produse. Una dintre postări a devenit virală în toată lumea și a adunat mai bine de 4,6 milioane de vizualizări. Tânăra a scos mai multe casolete cu afine, zmeură, piersii și aspic de vită și gălbenușuri. Din ani precum 1983, 1984 sau 1999, relatează redacția.ro.